case memoriale și de patrimoniu din piața Mare, piața Ferdinand din 1924-40, piața Horthy din 1940-1944, piața Stalin, piața Lenin până în 1990. Are, cum vă spuneam, 58 de numere de casă, v-am prezentat câteva. Iată, astăzi vă prezentăm casa de la numărul 11. Casa de la numărul 11 este actualul gimnaziu Alexandru Ceușeanu. Casa a fost construită la 1870 cu scopuri și în interes public. Aici a fost, să zicem, trezorerie, visteria statului, în primul rând, în perioada interbelică. A fost judecătoria de ocol a reginului, a fost poșta. În 1948 clădirea a fost naționalizată și a devenit școală, deci cu destinație școlară. În 1948 până în 56 a fost școala pedagogică maghiară. Școala pedagogică română a fost pe strada școlii de astăzi, unde este gimnaziu Augustin Maior. Apoi a fost liceul maghiar numărul 2 și apoi liceul mixt numărul 2 din 1959, pentru că în 1959 s-a produs unirea națională, unirea celor două licee, unirea. În 1959 s-a împlinit 100 de ani de la unirea Principatelor Române, Moldova cu Țara Românească. Și atunci s-a luat o decizie comunistă până jos să se facă o unire pe cât se poate și am început unirea cu ungurii. În sensul că de la liceul maghiar s-a luat un rând de clase, clasele B, clasa 8, 9, 10, 11 și transferate la liceul Petru Maior. De acolo a fost luate un rând de clase românești și transferate la liceul maghiar și astfel s-a făcut unirea. Nu știu cât de trainică și de benefică a fost, pentru că, iată, după 90 s-a ridicat mari probleme cu această unificare, nu numai în Reghin, dar și în Târgu Mureș și în alte părți. Asta a fost o treabă a istoriei pe care foarte mulți am văzut-o, am trăit-o. În momentul de față, clădirea găzduiește gimnaziul Alexandru Ceușeanu, are așezată o placă comemorativă care marchează istoria acestei clădiri, placă marcată și înscrisă la anul 2011 prin grija televiziunii Reghinene, așa, care, să zicem, marchează și comemorează evenimentul. Școala este bine întreținută, școala este reabilitată, se pare, cu fonduri europene, dar arată bine și este funcțională. Este un gimnaziu adevărat. Casa de lângă liceu, de la numărul 11, casa cu numărul 12, este casa lui Alexandru Ceușeanu. Casa lui Ceușeanu a copilăriei, unde s-a născut, este pe strada Republicii de astăzi, la numărul 10. O să revin asupra ei când îi vine timpul. Casa asta de lângă trezorerie, de lângă liceu, de lângă gimnaziu de astăzi, a fost cumpărată în perioada interbelică de la familia Marinovici, care avea mai multe case în Reghin și care a fost fondatorul bisericii din Piața de Joi, unul dintre fondatorii bisericii, ctitorii acestei biserici. El a cumpărat această casă și a locuit acolo până când s-a mutat la Sibiu. Na. Lângă el, casa asta cu numărul 12, a fost o casă care, la numărul 13, la care funcționa mai multe, să zicem, magazine. Unul dintre magazinele din casa numărul 13,
care a fost proprietatea lui Sobobela, era un birou de avocatură, dar era și un magazin, eu am spus și data trecută, care își face reclamă în carte și reclama în carte este veșnică și ea se face din ce în ce mai rar, dar cine o face are numai câștig. Iată ce zice în reclamă. Friedrich Deneș, ăsta era patronul, furnizează mărfuri de băcănie, văpseluri de oleiuri, pe lângă prețurile cele mai ieftine, angro și în detail, la telefon numărul 27. Ăsta era telefonul firmei la vremea aceea. Urmează o serie de case de locuit, fără a intra în categoria caselor memoriale, dar sunt de patrimoniu. De exemplu, casa de la numărul 14 a lui Coș Gheorghe, casa de la numărul 15 cu numărul 230 a lui Fărcaș Avram, avea și el un magazin acolo, casa de la numărul 17 a lui Dr. Sobo Ödön, care era, iată, medic și avea și cabinet medical acolo în casa respectivă, dar pe parcurs aceste cabinete s-au închis, s-au deschis. La casa numărul 18 era văduva lui Kaiser Adolf, la 19 văduva Leonard Samuel și iată întâlnim la numărul 20 o casă de avocatură a lui Deneș Mihail. Ce am reținut este casa de la numărul 22. Din anii 70 până spre 80, acolo a locuit familia Moica. Ei, casa asta de la numărul 22 a fost casa Dr. Schiffbaumer Hugo. Ei, acest Hugo a fost primarul orașului între 1913-1924. De ce așa de târziu, deși Transilvania s-a unit cu România în 1918, administrația română încă nu s-a întins, pentru că din studiile mele reieșea foarte clar că România nici nu prea știa multe despre Transilvania. S-a unit, a primit o provincie, multă vreme n-au știut și cred că nici acum nu sunt destul de informați, pentru că eu, de exemplu, în perioada anilor 60 am făcut studiile la București, dar colegii mei din Sud, în afară de faptul că eu sunt bozgor din Transilvania, nu știa nimic despre Transilvania. Aproape nimic. Cred că nici acum nu știu. Ei, din acest motiv, acest primar, iată, ajunge și e primar până în 1924. Deși unirea s-a făcut, deși regele s-a instalat în 23, la Alba Iulia, cu pompă, abia în 1924 este aprobată legea administrației publice locale, care intră în funcțiune în anul următor, în 1925. Ei, în 1924 devine primar, este numit primar Ion Popescu, cunoscut reghinealul ca Bibiții Baci. A locuit la casă de, cu numărul 50, o să revin asupra ei când este cazul. Ei, atunci acest primar SAS este înlocuit. La casa de la numărul 23, cu număr vechi 237, locuia Schwab Traugott, un istoric local care a scris o istorie a Breslelor, a publicat în 1926 în Bistrițe Deutsche Zeitung un rezumat al istoriei Breslelor și pe parcurs a mai scris despre Bresle din Reghin, ele au fost reluate de cercetători de la Târgu Mureș, dezvoltate, și despre istoria Breslelor, cizmarilor, că despre asta este vorba, s-a mai scris. Urmează alte case, dar mă opresc la casa de pe colț. Casa care e pe colț este
de pe colț, să zicem, cu strada Eminescu de astăzi. Fostă strada Șaguna, fostă strada Evelor Martiri, fostă drumul Dedradului. Vorbim la vremea respectivă despre treaba asta. Ei, aici pe colț, la numărul 6, a fost casa lui Helmut, care a fost profesor Wilhelm, Helmut Wilhelm. Helvig acesta a publicat în ziarul local foarte multe articole din istoria orașului Reghin. De el se leagă construcția în 1892-1894 a clădirii gimnaziului săsesc, care actualmente este gimnaziul Augustin Maior. El a coordonat ziarul Sächsisch Reghin Wochenblatt și a publicat până prin 1920 foarte multe articole, astăzi izvor de inspirație pentru istorici, pentru cercetători. A publicat acest Helvig Wilhelm peste 400 de documente din istoria orașului. Cu această locuință de pe colț, care a fost într-o vreme grill bar, a fost bancă, a fost magazin. Actualmente este un magazin de electrocasnice, cred că este, după cum am văzut de o fereastră. Ei, peste drum, în întâlnirea următoare, vom intra în numărul casei pe care s-a construit Biserica Ortodoxă Română, sediul protopopiatului. Este vorba de casa de la numărul 27.